Adevărul și dreptatea. Era odată un cavaler bogat care făcuse un jurământ să se însoare cu cea mai săracă fată din ținut. Întâlni multe fete, dar niciuna nu îndeplinea condițiile cerute de cavaler. Ajunse în sfârșit într-un sătuc în care trăia o familie de bătrâni foarte săraci și îi întrebă dacă nu cumva au vreo fată de măritat. Bătrâna îi răspunse că nu aveau. Cavalerul, necăjit, ieși în curte. Uitându-se din întâmplare pe o fereastră a căsuței, zări în odaie o fetișcană foarte frumoasă, care stătea ghemuită într-un colț. Atunci o rugă pe bătrânică să-i dea voie să vorbească fetei. I se răspunse că fata nu putea să iasă din casă, pentru că nu avea cu ce să se îmbrace. Luați mantia mea și acoperiți-o, spuse cavalerul. Zis și făcut. Cum fata era de o frumusețe deosebită, tânărul o ceru în căsătorie. Primind încuviințarea părinților, cavalerul o duse la castelul său. Aici observă că fata avea în păr trei fire verzi strălucitoare, iar pe piciorul drept o aluniță în formă de inimioară. În ziua anunții, ginerele îi dădui miresei sale un măr de aur și o pușcă. Odată cavalerul porni la drum pe alte meleaguri, iar la despărțire i-a spus miresei sale: eu o să plec pe mare. Când mă întorc, o să te anunț trăgând o salvă de tun și tu o să-mi răspunzi cu un foc de pușcă. După care o îmbrățișe și plecă. După ce navigă el câtva timp, într-o zi ajunse în alt oraș, la casa unui prieten, și povestea acestuia că se însurase cu o fată săracă, dar foarte frumoasă și credincioasă. Fac prin soare pe un galben că nu e așa cum spui. Te învoiești să o punem la încercare? Mă învoiesc, răspunse tânărul cavaler. Prietenul veni cu un circ tocmai în orașul în care locuia fata. O invită la prima reprezentație, dar ea nu acceptă invitația. Necăjit, se întoarse spre casă când, pe drum, se întâlni cu o bătrânică. Unde te duci, băiete? Nici eu nu știu, maică. Am pierdut-o prin soare pe care am făcut-o cu un prieten. Am crezut că o să-i cuceresc nevasta, dar nu am reușit. Atunci bătrâna, care era vrăjitoare, îi spuse: eu te pot ajuta dacă plătești bine. Plătesc, răspunse tânărul. Vino mâine lângă copacul acesta ca să-ți spun semnele pe care le are fata și astfel ai să-l convingi pe soțul ei că într-adevăr ai cucerit-o. Când veni a doua zi, baba îi dădu cele trei fire verzi și mărul de aur pe care le furase cu o noapte în urmă de la tânăra soție și îi spuse unde era alunița. După ce îi dădu punga cu arginți promisă, prietenul se îndreptă mulțumit spre casă. La sosirea cavalerului îi ieși înainte vesel. Am câștigat pariul, frățioare! Ai aici cele trei fire verzi strălucitoare? Uite și mărul pe care mi l-ai dăruit, de dragul meu, iar cât privește alunița, o are pe piciorul drept. Cavalerul, în fața atâtor mărturii, pierdu prin soare. Când veni vremea să se întoarcă acasă, nu trase salva de tun promisă, ci merge glonț către soția sa. Nici nu vrut să o mai asculte, ci o duse într-o barcă și porunci să fie înnecat în mare. Fata îl încredință pe însoțitorul ei că era nevinovată și acesta, în loc să o arunce în apă, o lăsă pe o stâncă, în mijlocul mării, îmbrăcată bărbătește. Acolo o găsiră niște pescari. Întrebându-o cum o cheamă, ea le spuse că se numește Joan și că s-a salvat de la un naufragiu. Pescarilor li se făcu milă și o luară în satul lor. Într-o bună zi,
Când fiica regelui trecea prin sat, îl văzut pe Joan și se îndrăgosti de el. Îi spuse unui servitor să îl aducă, pentru că vrea să-l cunoască, și așa Joan ajunse la palat. Îi se încredință o înaltă dregătorire și prințesa îi ceru voie tatălui ei să se mărite cu el. În noaptea nunții, tânărul îi povesti prințesei viața sa și îi spuse că nu era bărbat, ci femeie. Un paj trăsese cu urechea și, cum era îndrăgostit de prințesă, se duse și îi spuse regelui că ginerele său este femeie. Regele nu crezu, dar ca să se convingă pe deplin, îi porunci lui Joan să meargă la târg după cumpărături. Regele gândi, dacă este femeie, o să cumpere fleacuri femești, iar dacă este bărbat, o să cumpere altfel de lucruri. Joan cumpără o pușcă și câteva cutii de cartușe. Văzând cele cumpărate, regele îi zise pajului, mai mințit, e bărbat, pentru că a cumpărat lucruri ce plac bărbaților. Cum pajul nu se dădu bătut, regele îl trimise pe Joan la câmp și îi spuse să încalece calul cel mai nerăvaț. Nimeni nu încercase nici măcar să-l înșeuieze. Joan îl încălecă și îl îmblânzi, în schimb, când pajul încălecă pe cal, fu azvâlit cât colo. Acum regele îl crezu și mai puțin. Fata, care continua să umble îmbrăcată bărbătește sub numele de Joan, ceru să fie numită judecător înalt ținut și chiar așa se și întâmplă. Împreună cu prințesa, care îi era prietenă, ajunseră pe meleagurile unde locuise înainte cu soțul ei, cavalerul. Trecuse o săptămână de la venirea lor, când primi o plângere de la o bătrână care se plângea că un cavaler care se căsătorise cu fiica ei, cu siguranță că a dat-o pieirii, pentru că fata nu mai era de găsit nicăieri. Judecătorul ceru să fie chemat soțul. Cavalerul se înfățișe și, ascultând învinuirea ce îi era adusă, mărturisi. Da, m-am căsătorit cu fata acestei bătrâne și ea nu mi-a fost credincioasă. De aceea am poruncit să fie aruncată în mare. Și dacă soția ta ar trăi și ar dovedi că ți-a fost credincioasă, ai ierta-o, întrebă judecătorul? Fără doar și poate. Atunci așteaptă și ai să vezi. Judecătorul intră în camera sa și se întoarse îmbrăcat în femeie. Cavalerul rămase fermecat de eleganța și frumusețea acesteia. Eu sunt soția ta. Am plătit scump înșelătoria pusă la cale de prietenul tău. Trimiseră îndată după cotoranța care la judecată fu nevoită să spună adevărul. Cavalerul își îmbrățișă soția cu duioșie, apoi de grabă se întoarseră la palatul regelui și îi spuseră cele întâmplate. Uluit de cele auzite, acesta le dădu voie să rămână în regatul său. Și așa cavalerul și fata trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.